locurile și apartamentele din capitală s-au scumpit cu aproape 20% într-un an. Potrivit experților imobiliari, un cumpărător își permite acum să cumpere cu o cameră mai puțin decât în anii trecuți. Discutăm toate aceste cifre și prețuri cu domnul Radu Zilișteanu, specialist în imobiliare. Bună seara, domnule Zilișteanu! Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația în jurnal. În primul rând, vedem așadar că România arată un interes major pentru chirii acum la început de an. Ce înseamnă acest lucru? În primul rând, trebuie să plecăm de la finanțarea afacerilor imobiliare, tranzacțiilor imobiliare, și având în vedere că tocmai adineauri s-a discutat despre dobânzi bancare, acestea au crescut foarte, foarte mult, chiar dacă ele sunt ancorate în robor sau în IRCC, și din această cauză o persoană nu își poate permite în momentul de față, la același nivel de venituri, să mai ia un credit de, să zicem, 80.000 de euro, ci numai unul de 55.000 de euro. Și atunci de aici de fapt vine chestiunea aceea cu camera, că poate să cumpere cu o cameră mai puțin. Și atunci, cum cererea solvabilă pe piața imobiliară a scăzut, sigur că cei care sunt nevoiți să-și rezolve problema locativă s-au îndreptat către închirieri. Mai mult decât atâta, se știe că pe piața închirierilor există un vârf de prețuri în lunile septembrie-octombrie, când se întorc studenții în marile centre universitare. Peste ceea ce s-a întâmplat în septembrie-octombrie, acum a venit accentuarea creșterii IRCC-ului și a roborului și, în consecință, creditele s-au scumpit foarte mult. Într-adevăr, domnule Zilișteanu, însă vedem că și în ceea ce privește chiriile ne confruntăm cu o majorare a prețurilor, pentru că dacă ne uităm, vedem, sunt analize făcute, au crescut în special cu 10%, mai ales în zona garsonierelor, acolo unde, de exemplu, ar mai putea fi recuperat cel mai probabil la întreținere. Da, costul întreținerii este un alt element care influențează ceea ce se întâmplă pe piață. Și da, având în vedere că cererea solvabilă pe piața cumpărărilor imobiliare a scăzut, atunci sigur că cei care trebuie să-și rezolve problema locativă se îndreaptă către chirii. Și cum cheltuielile de întreținere au crescut foarte mult, se orientează către apartamente mai mici, gen garsoniere sau apartamente de două camere. Deși în ultimii ani, în ceea ce privește închirierile, preferința era mai mult spre trei camere, dar piața că acum a scăzut pentru că întreținerile uneori devin insuportabile. În opinia dumneavoastră, care va fi trendul spre finalul anului? Oamenii vor prefera să închirieze apartamente, locuințe sau vor reveni la aceste credite imobiliare? Eu nu aș zice că ar prefera, ci vor fi nevoiți să apeleze la închiriere. Iar așa cum ați discutat cu domnul Negrescu ceva mai devreme, totul depinde de evoluția inflației, care determină și evoluția dobânzilor. Eu cred că faptul că Banca Națională a României nu a mărit dobânda de politică monetară în urma analizelor de piață făcute este un semn totuși bun în sensul unei calmări a inflației, și dacă inflația se calmează și scade, începe să scadă, atunci și dobânzile bancare vor scădea. Și atunci, iarăși, va crește apetența românilor pentru a lua credite bancare pentru achiziția unei locuințe. Și o ultimă întrebare aș avea, dacă se poate. În opinia dumneavoastră, ce se va întâmpla? Poate nu neapărat în viitorul apropiat, ci poate pe termen mai lung. Vom vedea un blocaj în piața imobiliară? Vom vedea creșteri sau scăderi de prețuri? Blocajul se manifestă acum. Eu cred că, având în vedere că piața imobiliară este foarte dependentă de mersul general al economiei, poate mai dependentă decât alte piețe,
totul va depinde de cum, în ce direcție va evolua economia românească. Dar sunt optimist și cred că odată cu scăderea inflației, lucrurile vor reintra într-o normalitate. Vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste precizări. Noi mergem mai departe cu o scurtă pauză de publicitate, însă rămâneți aici pentru că ne vedem în doar câteva minute.